Nu știu cât de ușoară este viața următorului nostru invitat, zilele următoare, lunile următoare, dar una este sigur, ne-a intrigat zilele trecute cu niște fotografii pe rețelele de socializare și ne-am întrebat, de la muzică și dans, oare s-a reprofilat în domeniul construcțiilor și arată destul de bine de ce s-a apucat Teodor Rădulescu. Îl invităm în aceste momente în platoul nostru să vedem. Și-a deschis companie de construcție. Salutare, dragule! Ce bine arăți! Aici cum la voi? Fără distanță? Vaccinați! Până aici sau aici? Da, da, așa, până acolo și suntem distanță vaccinați. Maximă. Asta este cel mai important. Cum ți se pare? Nu e nevoie de un pic de reparație aici pe la noi? Nu, stați bine cu... Stăm bine? Da, totul arată bine. Dar dacă aveți nevoie de ceva, ce să mă chemați? Zugrav? Zugrav și încă ce poziții? Întâi am fost zugrav, acum... parchet, pot să pun orice fel, tip de parchet. Am încercat trei feluri. Două cu eșec? Nu. Sunt diferite, au diferite lăcățile. Așa. Da, și se pun diferit. De exemplu, eu mă uitam că nu-i foarte complicat, dar nu știam că dacă nu știi cum e lacătul, nu. Și îți trebuie 5 minute să te adaptezi, nu e foarte mult. Nu-i tare mare adică școală. Cine se plânge că n-are de muncă... E doar plâns. Haideți să vedem poza de la care am pornit și cumva în echipa noastră s-a strânit. What? Ce face Teodor? Iată ce face Teodor. E în plin proces de lucru. Unde de fapt se întâmplă asta și pentru ce muncești? E noul nostru sediu de la Buican. Teodens, asta e sala mică 1 de copii și am trecut la sala 2 deja săptămâna asta. Ce zi azi? Nici nu mai amintesc ce zi e. Parcă e miercuri, așa? Da, luni, dacă nu greșesc, am început în sala a doua să pun. Și sper săptămâna viitoare deja să pun și teracota. Și la teracotă treci. Da, uite, asta va fi... Abia încep. Bine, m-am pregătit teoretic și o să fac proba. E un mod mai complicat acolo, dar oricum. Ei trebuie să faci niște miesticuri, niște clieiuri. Nu, asta e simplu. Ideea e că vreau să pun ceva sub ea, niște chestii de încălzire și atunci e puțin mai complicat. De-aia mă pregătesc mai mult. Și ce faci? Privești tutoriale pe YouTube? Exact, așa, așa faci. Da, e secolul 21. De acolo poți învăța orice. Eu am luat mai multe meserii în pandemie, tot stând acasă. Ia hai să le enumerăm. Noi suntem cu enumeratul. Ce meserie a mai făcut Teodor Rădulescu în pandemie? Deci pot face lucrări inițial simple de tâmplărie. Așa, chiar cu lemnul? Da, de asamblare mobilier, cum e tip, nu chiar, Ikea e un puțin mai complicat. Un pic mai complicat. Pot face plumbing. Că am uitat în română cum îi zice. Da, plumber, plumbing. Da, mai departe. Că eu mă uit în engleză la toate. Dar ce faci acolo? Chiuveta, îți montez un vas de WC, îți montez un robinet. Inginerie superioară, așa? Da, și în general, și construcții foarte mult. Pentru că mie întotdeauna mi-a plăcut construcții. Eu tot timpul credeam că dacă aș fi să recalific, aș merge în construcții. Nu neapărat să dau cu lopata. Se numește site supervising pe șantier. Șef de șantier. În rusă e un cuvânt tare. Prorab. Probabil, dar nu știu dacă e exact. Meci. Așa că, și fiind site supervisor, trebuie să știi absolut toate lucrările. De la cele mai importante sunt securitatea în muncă, deci echipamentul, cum trebuie să... Bine, nu mă pregătesc de șantierul de Moldova. Nu te duci la 20 de metri. Mie îmi place cum se întâmplă în afară și acolo se respectă niște lucruri, cum ar fi în Germania, de exemplu, se construiește acum Tesla Gigafactory și eu mă uit practic peste o zi la ei, că sunt filmulețe, băieții filmează în fiecare zi cum se mișcă. Și te miri cum omul ăsta construiește ceva pentru viitorul omenirii în general și inovativ și foarte bine pentru... generația nouă care vine, copiii noștri să trăiască într-o lume mai bună și cât de repede se mișcă.
cât de repede o construiește. Shanghai s-a construit în mai puțin de un an, asta stagnează un pic din cauza unor probleme, dar oricum, construcția e mult mai mare decât cea din Shanghai, merge bine. Deci îmi place să mă uit la cum se pune, se construiește, cum în fiecare zi apare nouă. Încă un puzzle, încă o, ceva nou. Știi, te ajută cineva? Sau omul care face pozele doar? Nu, pozele sunt de pe stativ. Ah, și pozele singur ți le-ai făcut, nu pot să cred. Că tot mi-a zis cineva să fac poze. N-am făcut la început, da? Da. Că nu e frumos acolo, încă nu e. Încă nu e. Da, n-ai ce face poze, dar îmi zicea, fă niște poze papricolul. Cum au reacționat oamenii tăi văzându-te că poți să faci și chestia asta? Cum și-am zis, se pricalesc. Dar eu, ce să zic, am stat un an în pandemie, deci am fost foarte restrictiv, să zicem. Practic n-am comunicat în aprilie anul trecut, n-am văzut niciun om. Dar n-am văzut niciun om, nici poștașul, că nimeni nu-mi bate la ușă, nu... Deci și tot anul cam a fost așa. Vara a fost mai permisivă, am mai făcut și piscină un pic cu copiii sau... Toamna s-a început iar cu restricții la studio, n-aveam treabă și făceam doar cu doamnele. Eu am VIP class, un fel de Dancing Queens, doamne cam de vârsta mea, în jurul mai mici, că un pic așa super elegantă și de care m-am îndrăgostit. Și da, le țin. Cu una care e frică, fac online. Cu cineva vine doar individual, că e frică să vină în grup. Câteva vin în grup și doar asta am făcut tot anul de când s-a mai permis. În sens că altceva, nimic. Dar asta e foarte puțin pentru o industrie. Nu pentru industrie. Pentru mine, care muncea 30 de ore pe zi, eu am înnebunit anul ăsta, sincer. Și am zis că mă apuc de orice ce permite legea să faci dacă pandemia asta se mai lungește un jumătate de an, un an. De ce să chem pe cineva la mine la șantier care stă și așteaptă de un an să încep lucrările acolo și nu pot să le încep, că nici bani nu vin de nicăieri, nici... Dacă eu pot să fac asta, întotdeauna m-am prins cu gândul că unele lucruri le fac mai bine decât cei care i-am chemat și mă cert cu ei. Și atunci chem pe cineva să-mi execute niște lucrări, să zicem, puțin mai complicate. Acum mă gândesc, să mă apuc de electrică sau nu? Aha. Am demontat în jur de 60 de prize, 30 de întrerupătoare. Poate aici totuși chem cineva, măi. Și ține de patent. Asta trebuie să fie electric, trebuie să știi niște lucruri. Trebuie să deții. Legea nu permite. Aha. Dacă legea îmi permite să-mi pun un parchet. Face. Dacă mi-ar permite. Deci aș face și asta, sincer. Când să nu stau acasă, doar să nu stau acasă. Da, cel puțin să faci. Când crezi că o să tai panglica roșie? Păi dacă aș avea cerere de copii acum, dacă n-ar fi frica asta, că, de exemplu, dacă statul permite un pic să avem activitate, dar 30% din populație nu-și permit să mai trimită copiii pe undeva, alte 30% au bunei acasă, au frici, au... Și vin din cei 30% rămași care ar, practic, frecventează, o zi vin, o zi nu, o săptămână vin, o săptămână nu, și nu că să adun de chirie, ci nici măcar de salarii la profi uneori nu se adună. La lumină avem datorie, deci n-are rost să mă grăbesc. Dacă ar fi cerere, termin într-o săptămână acolo. Deci ce mai fac eu? Mai chem pe cineva și termin. Dar așa planul e... Plec la București, să zicem, pe săptămâna viitoare, pe câteva zile, mă întorc și într-o săptămână, două, o dau gata. Și rămân doar lucrările care țin de niște băieți care sunt legale de a executa astfel de lucrări, cum ar fi electricitatea. Electricitatea. Doar de electricitate are nevoie, că în rest se descurcă de unul singur. Mă bucur foarte mult pentru atitudinea asta pe care ai luat-o pozitivă, nu de a lăsa aripile în jos, de a plânge, de a da vina pe alții. Ca la război. E război. Păi ce să plângem? Trece. Trece și mergem înainte. Că la război a fost mult mai groaznic și au trecut oamenii, a fost baby boom-ul de după al doilea război mondial, practic global a fost. Deci oamenii au făcut dragoste în ultimul an de război, știi, când încă în Germania se mai lupta. Aici deja făceam dragoste, că au plecat deja toți. Deci viața continuă, viața omoară orice bacterie. Viața învinge.
Eu mă bucur foarte mult că, de fapt, ți-ai dovedit de multe ori că viața învinge. Am copii. Asta, ai copii. Ai copii. Aștept baby boom-ul de peste un an, doi și trebuie să le dau filialele, ciocană, buicani. Minunat. Noi așteptăm invitația la deschidere și, de fapt, cred că din toamnă tot mai mulți părinți vor căuta locuri sau moduri în care pot să-și dezvolte copiii și cred că vaccinarea ne va ajuta mai ușor să revenim pe un făgaș cât se poate de normal.